Păi nici nu știu cum să încep, că e vineri și e 13 și noi suntem superstițioși, dar tot timpul când vă uitați la cafeaua de după să știți că o să vă meargă bine toată ziua, dar ce zic eu toată ziua, tot weekendul, da subscribe, da share, să ajungă la cât mai multă lume mesajul ăsta de bine, de frumos, de optimist, de conceput școala. Îmi permiteți un joc de cuvinte? Ce să faceți? Dacă nu-mi permiteți, mă taxați în comentarii. Abia aștept să-mi scrieți acolo. Începe toamnă, a început de toamnă. S-au scumpit toate, a început școala. Deci, unde e problema? La ghiozdan. Ce bagi în și la ghiozdan. Nu vreau să știu cât o să coste la iarnă un borcan de zacuscă. Dar băgați cărți, băgați caiete în ghiozdanele copiilor, că asta e o investiție în viitor mai ales că acum nu mai au voie cu telefoanele la ore, înseamnă că o să facă și școală. Că până acum era școala verde, școala altfel și școala de fel în restul anului. În alt ordine de idei, Bianca Drăgușanu și-a dus fetița la școală. Măi, am vorbit eu mult despre ea, dar o apreciez. O dat fata la școală de stat, nu la privat. Își permitea, își permitea să o dea la trei școli private. Corect, să stea la stat, ea a zis, eu la șase ani eram cu cheia în fața blocului, mă găseau părinții acolo că eram fată cu minte. După 20 s-a întâmplat cataclism. Ei, că de nu era dubița aia de la din dragoste cu Mircea Radu și acum era Bianca Drăgoșanu cu cheia la cât în fața blocului. Și s-a dus fetița ei la școală, în prima zi de școală, cu cățelul, cu un cățel sub braț s-a dus. Vedeți? Școală de stat, mentalități de stat. Ungem, slăni ungem școala cu slănină, să o mănânce, că nu mai sunt acum câini, trebuie să duci tu câinele de acasă să mănânce școala. Cafea a mai rămas de data trecută, săptămâna cea trecută a sprea dar nu contează, e bună. Pe buymeacoffee.com slash nicubendea puteți dona o ofrană de stomacului și nervilor. Merge. Merge. A început, s-a demarat campania electorală. Cum? Prin mesaje gastronomice, pentru că românul are ce are cu mațul. Românul dacă e sătul, românul dacă are ceva pe masă, e cel mai fericit din lume. Domnul Ciolacu a furat startul, s-a dus la Craiova și a mâncat covrigi. Că el e din Buzău, el a mâncat covrigul, nouă ne arată gaura. Domnul Ciucă, general din Oltenia, ce a făcut? A mers de deci ce duminică în emisiune la Dinescu și au gătit acolo, au gătit saramură de pui. Mă, eu știam că puiul face o stropel, ciulama, popricaș, pe băda, bă, da, sara, de pui. Și și-a lansat cartea. Eu am la downloadat PDF-ul, o PDF staș în drujba țării. Mă, am citit vreo 10 pagini, vorba lui Becali. Cu marker am subliniat ce am citit, cu marker ce nu mi-a plăcut. Hehehe. Mai am de citit, vă țin și pe voi la curent. Deci, campanie electorală, gastronomică și culinară. Doamna Șoșoc a fost în weekend la Țebea, și niște emoții au atras atenția, că nu faci scandal, nu faci gura mare aici la mormântul, la... Na, unde e Avram acolo, unde e un loc sacru pentru moți, la care doamna Șoșoacă, cu vocea ei sublimă, divină, venită din corpul corespunzător, a zis, bă, sclavilor! Așa le-a zis, bă, sclavi”. oi ce sunteți, moți sau sclavi? La care un moț mai hâtru i-a zis, să ne iei de moți. Lasă-o noi, politică, ce mai contează? Ce mai contează când în Covasna nu funcționează programul Cornul și Laptele, piști dragă? Nu este program Corn și Lapte. Nu a putut face contract cu firmele, școlile din Covasna, nu are cine le livra corn și lapte. Le dă cârtăși, -colac. colac și cu bere, cu chichiș. Elevii din Hargita și Covasna au fost băgați în programul Cârteșul și Chichișorul. Să vezi cum vine aia la școală pregătiți. Ochine, coseme, chec, ochine. Că n-are cine livra laptele și cornul, dar pe n-au atâția urși. Cât un urs pe școală, nu? Îi lasă și ursului acolo 2 litri de lapte, 5 covriți, nu? Și treabă treaba e bună. Corect. Ursul și ursul ursusul. Corect. Bravo. Ce mai se găsește pe curțile școlilor noastre? Că acum, dacă nu mai au voie cu telefoanele la ore, elevii o să descopere. Wow, și profesori. Wow, dar la ne zice ceva. ah, și curtea școlii unde putem alerga? În curtea școlii generale din sălajului, acum am aflat că îi ridica monumentul cepei. acolo e cea mai grozavă ceapă, nu din lume, din România, din Ardeal. Cum i în școală, monu în curtea școlii monumentul cepei? Când nu învață bine elevii, profesorul o să zică ceapa ta. La carte, ceapa, știți voi mai departe. Tot în sălaj s-a produs un fenomen medical foarte atipic. O pacientă cu o ocluzie intestinală s-a urcat pe ambulanță în sălaj și urma să fie operată în brașov. Dar pe drumul plin de gropi s-a dezocluzionat ocluzia. Mă, s o făcut sănătoasă. Drumurile din România vindecă pacienți. Amin. Mă, nu faceți autostrăzi. Nu turnați asfalt. Lăsați gropile acolo, că își fac treaba. Ce lasere, ce robotul Da Vinci, ce intervenții minim invazive. Băgați omul într-un Golf 4 și dați-i drumul pe drumurile din Sălaș, că se să face bine, să vindecă și de ce nu are, măi, oameni buni. Și așa ne pleacă medicii și rezidenții în străinătate. Păi te-ai urcat în mașină cu o boală, ajungi la capătul drumului, ești vindecat și poliția rutieră constată, domnule, ce faci acolo? Te joci, te joci. În loc să fii atent la... Că și tu ai boli. <laughs> și... -ai să nu -și câinele. Păi, l-ai filmat pe Max. Păi, câinele, ia lucchelu, mă! Da, avem și noi un suflet aici, la cafea. Vila, tata, în brațe. Hai, uite pe Max. Max, Zici ceva microfon. Că ești mai talentat ca mine, dar nu te poți exprima. Știți bancul ăla care e asemănarea între câine și student la poli. Amândoi au privire inteligentă, dar nu se pot exprima. Hai, du-te la gagici. Du -te. Bei cafea? Bei o cafă? Mă. Și așa ești energic, și așa ești agitat. Băi mie, coffee.com slash Nicu Bendea. Dau și la câine. Hai că poți cu câinii sunteți mai... <laughs> cu câinii sunteți mai sensibili cu mine. Nu că eu sunt javă. ia, ia, ai. Te-ai urcat în mașină, drumul te face bine și la finalul drumului poliția rutieră îți face externarea. Deci știrea asta, o pacientă cu ocluzie să-i dea Dumnezeu sănătate și să o verească de boli. ProTV a prezentat știrea și așa începe cu ocluzie pe drum și finalul știrii, fiți atenți că e genelă, finalul știrii. În ziua următoare, gropile au fost asfaltate. Deci nu mai dați o șansă vindecării oamenilor în România, mă. Asfaltați drumurile. Hai că am încheiat într-o notă pozitivă. Că astăzi este ziua gândirii pozitive. Mă, Vlad, ai crezut că putem avea așa ceva și gândire pozitivă într-o zi de vineri 13? Acum, dacă ne uităm la rezultatele sportivilor, jos cu pălăria și la jocurile paralimpice, am luat două medalii. Felicitări! Bronz și aur! Alexandru Bologul ajută și încă o domnișoare, să vă scuze că nu-i rețin numele, dar i felicit că sunt extraordinari. Fotbalul ce să mai zicem, mă, două din două. Acum știu că e Neamir cu antrenor și are 79 de ani și au zis băieții, bă, să nu-i mai dăm o fibrilație în plus la inimă, hai totul să câștigăm. Dar merge bine, sportul merge bine, mâncarea merge bine, avem un weekend în față, așa că să profităm de el. Nicu Bendea, Vlad Piști. Cățelușul Max vă salută și cu zâmbetele pe buzele de sus și de jos, pentru Doamne, să încheiem această ediție. Share like, subscribe!